Reșița are destinul metaforic. După vreo 250 de ani picate sub semnul flăcărilor, azi ele, flăcările, au început să ardă interior, să zămislească poezia. Furnalul. Fumul furnalului, o hieroglifă nedezlegată și laptele metalului curgând peste picioarele goale. Aici înnebunesc prematur, predicând frumusețea într-un oraș cu biserica încercuită de laminoare. Un oraș cu umeri din fier vechi și epoleți din foste pancarte. Un oraș în gumari cu șapca trasă pe ochi. De podul nituit, țăranii își leagă măgarii și acordeonul orbului se tânguie sub funicular. Artificial strălucește soarele în petele de ulei de pe râu, între blocuri, casetofoanele. În stații de tramvai, poeții, ca niște semințe albe, lucioase. 9 zile am răgușit în piață urlând și strigând, proclamând o libertate inutilă. O fântână cinetică în ploaie își rotește mecanic penele de metal. Aici, fericirea încape într-o sticlă de rom. Reșița nu era doar o cetate de foc, ci pur și simplu în anii 40-50 era cea mai mare putere economică a României. Era cea mai mare uzină, era primul oraș industrial al țării, cu date confirmate de feluite studii, cărți care au apărut de atunci până astăzi. Reșița industrială a fost nu doar un simbol al acestor locuri și al Banatului în general, ci pur și simplu constructorul industriei românești în anii de după al doilea război mondial. Firește că în ceea ce s-a întâmplat mai târziu, ponderea ei economică a scăzut. Și dintr-o cetate de foc, Reșița a început să fie cunoscută și printr-o paletă culturală foarte interesantă, în primul și în primul rând prin literatura creată aici. Este foarte curios că poezia Reșiței nu există decât de vreun sfert de veac. Acum un sfert de veac, un singur autor avea cărți publicate. Iată, acum, după 21 și un pic de ani, sunt peste 20 de autori, în mod cert, 30 de autori cu cărți publicate, din care aproape 20 sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor. Ceea ce este mai important, cred, pentru orașul cu poeți, pentru cenacul literar Sevenicu și pentru toți scriitorii reșițeni, este faptul că nu a creat o emulație de grupuri care la mod, în mod automat funcționa sau funcționează pastișa. Vezi toate generațiile sau o bună parte din generațiile terminate în isme, suficient să vorbim despre 80 ism, ci creatori bine individualizați, creatori cu o puternică personalitate. Depinde ce aduce poezia, noua sintagmă, aduce ceva, aduce ceva rezistent, sau este numai o etichetă cu care ieșim la defilare, când ne place și nouă să fim văzuți frumoși și așa. Deci aici cred eu că este problema. Ea este adevărată, suntem mulți, au apărut și cărți bune, dar ce anume îi dă această sintagmă, această realitate de oraș cu poeți, îi dă Reșiței? Toți îngerii merg pe jos. Nu-i adevărat că ei zboară. Odată de mult, visul meu m-a gonit din furtună în furtună și m-a obligat să fiu, dar în același timp, bineînțeles, să nu fiu.
De cum am probat această abilitate la fruntarile minții, cercul flăcărilor magice a înaintat spre mine, iar adevărată face a materialității m-a cuprins de la rădăcină și m-a topit în eul meu. Atunci au venit îngerii și au demontat aripile. Aripa în locul articulației, aripa respirației pe locul mamei, aripa cu îngerul ei, aripa să țină de pâine, aripa aducătoare de mâine. Pentru fiecare necaz de ieri, aripile dintr-un cer. Iluminați și ciuntiți, Dumnezeule Sfinte, suflă în prima breșă a conștiinței mele, îmi sprijină capul pe jar, iar inima pe foc și se retrag ca soldații dispăruți, de care nu întreabă nimeni. Ei toți merg desculți, deși au trecut drumul înălțării. Cer mai puțin îngăduință decât câinii goi, mai puțin rai decât umanii de noi. Orașul cu poeți, care este, ziceam, o sintagmă pe care noi încercăm să o facem să fie metaforă, iar alții încearcă să o bagatelizeze, cred că își dovedește, să zic așa, existența, nu prin, neapărat prin mai întâlniri literare, nu neapărat prin faima pe care o are la nivel național, ci prin faptul că aici apar de, cum spunea domnul Jurma, 25 de ani cărți de poezie și au apărut și vor continua să apară cărți de poezie. Acum, prin faptul că apar aceste cărți de poezie, care nu mi se pare a fi un lucru care să fie lipsit de valoare, pentru că se pot înșela editorii și vreau să spun că apar cărți nu numai la editura Timpul sau la celelalte edituri reșițene, ci apar cărți și la alte edituri din țară și chiar din Timișoara, care este un centru universitar puternic, un centru de tradiție sau mai exact, a zice, a fost un centru de tradiție poetică, fiindcă din câte cunosc eu există chiar un complex al poetului timișorean tânăr în fața poetului tânăr reșițean. Și asta nu e neapărat un lucru care ține de marea noastră mândrie de oraș cu poeți. Este o realitate pe care am observat în urmă cu ani și ani împreună cu ani și ani, cu câțiva ani împreună cu Chichele pe Semenic, la Rivaia, la Poalele Semenicului, când dintr-un concurs improvizat ad hoc acolo de noi, toate cele 5-6, nu știu ce premii erau, au fost luate de tinerii poeți reșițeni. La Reșița există ceva deosebit care nu există în alte părți. Există un crez în literatură. Și acestui crez cred că ne subordonăm noi. Noi chiar credem că ne-am afirmat sau nu, că ne recunosc unii primatul sau nu, noi credem în ce facem. Și dacă Reșița are prin noi o șansă, ne-am bucurat. Să credem că suntem chiar un oraș cu poeți, fiindcă sunt mulți poeți, fiindcă în mod cu totul și cu totul surprinzător, cu fiecare nouă generație apar talente. Și apar talente puternice, talente care se afirmă în cărți, se afirmă nu doar în literatură, ci se afirmă ca niște spirite, ca niște intelectuali veritabili. Unii sunt filozofi, alții sociologi, alții ziariști, toți au trecut însă pe la cenacul literar Semenicul, care în cursul sau în decursul vremii a fost o veritabilă școală, suplinind ceea ce alte centre aveau și au, o facultate de filologie, o facultate de filozofie, o facultate de estetică. M-am aplecat creangă de măr să-mi săruți floarea, apoi să mă nasc, în timp ce l-a pus soarele și ardea domol ultimul vreasc, mă apropiam de el cu sfială să încălzesc ceea ce sub pământ se răcea, era duminică, bătea clopotul să reîntregească inima mea, cobora un înger din cer, ce mister, e în cele ce mor și se nasc deopotrivă, și Doamne câtă mirare, să adorm pe gura ta creangă de măr și să mă trezesc răsuflare. Cert este faptul că în fiecare joi se întâlnesc, are loc această ședință de cenacul condusă de poetul Ion Chichere, în care, datorită
studiului pe text și datorită faptului că scriem în primul rând, ajungem să ne perfecționăm această cunoaștere a scrierii. Și cred că ăsta este un motiv pentru care răzbatem și răzbim să publicăm în alte reviste de literatură din țară. Când am venit prima oară aici la Cernavodă, o să spun că am fost primită nu cu brațele deschise, ci cu ele deschise și pline de foarte multă căldură. Sinceră să fiu, nu mă așteptam la asemenea primire, dar am realizat mai târziu că tocmai acest lucru m-a făcut să scriu în continuare și atmosfera pur și simplu de lucru care domină aceste ședințe de cenaclu ne ajută enorm de mult. Deci, în fiecare joi suntem programați după cum dorim să citim și apoi discutăm textele, ascultăm părerile colegilor, ținem seama de ele, le combatem, le apropăm. Vino repede acasă. Lângă trecătorul vrednic de jale se stinge ziua ca o lumânare. Plutim în derivă. Îmi iau aura în mână și cobor. Vino repede acasă, mă strigă. Toate se pregătesc să renască, a întinerit focul și e strălucitor. Ramura se clatină cu slavă și eu nu sunt vrednic să o privesc. Aceasta e ziua care am uitat-o, dar a venit în scrisul pe văzduh și cu încetul mi-am adus aminte. Fiare sălbatice sunt aceste cuvinte. În Reșița a existat o viață muzicală extraordinară. Erau familii întregi care, cu studii de școală de muzică sau fără, făceau muzică în propriile case, dădeau concerte săptămânal. Exista o tradiție, sigur, de secole, care s-a împins până în perioada de după al doilea război mondial în acest mod. Dincolo de o școală, dincolo de școala de muzică, dincolo de studiile private, de până la al doilea război, iar mai apoi de școala de muzică, a existat o activitate extraordinară în familie. Ei bine, vreau să vă spun, tot cu oarece surprindere, că aceste tradiții muzicale, nu doar că nu mai sunt destul de cunoscute astăzi, dar aproape că dispar. Nu mai simt pulsul muzical al orașului, oamenii nu mai sunt implicați în concerte, în manifestări, nu mai există această activitate în familie. În schimb, tocmai în raport cu aceste tradiții muzicale foarte puternice cândva, s-au intensificat, s-au întărit aceste activități literare. Sigur că ele, activitățile, cumva se concentrează pe Casa de Cultură și Cenacul Literar, care funcționează în cadrul Casei de Cultură, dar, de fapt, ele există, sunt mai largi, sunt, cum să zic, dinamizate de viața literară din școli, prin sprijinul, prin insistența scriitorilor deja afirmați aici. Problema este că afirmarea locală în care este certă, afirmarea de grup nu este suficientă. Unu, totuși Reșița nu este suficient cunoscută nici muzical, nu este cunoscută nici literar, cum trebuie. Pentru că noi, există un paradox la Reșița. Deci noi nu suntem o grupare din foarte multe individualități. Nu ne pastișăm, nu scriem unii ca alții. Ceea ce cred că este și bine din punct de vedere al afirmării, dar și este și o neșansă că cei care vorbesc despre noi, și din păcate sunt încă puțini,
Reșița a fost marginalizată economic și nici cultural nu este suficient de recunoscută. Ei vor să vadă un anumit fel de a scrie. Scrii ca obzeciștii, ești bine, te cultivăm, te cultivă revista Cutare. Scrii ca alții, te cultivă altă, te revendică 90-iștii. Ori noi nu ne revendicăm decât, eu știu, dintr-un har pe care, evident, cei mai tineri l-au mai mult decât vechea generație, printr-un crez fantastic și aproape obsesiv și fundamental în artă, deci nu semănăm unii cu alții decât într-un fanatism din ăsta, în bunul înțeles al cuvântului, un fanatism care, uite, dă roade în cărțile pe care le scoate. Orașul cu poeți există. Mai mult, orașul cu poeți este cetatea de foc a cuvintelor noastre, a tuturor celor care scriem și trăim prin poezie. Și este minunat că există oameni care ne ajută și care sprijină dorul nostru, deocamdată timid, spre înălțim. Pentru mulți, Reșița e încă un câine cu cerul gurii înnegrit peste poate, un vultur de fum ce ne soarbe pentru privilegiul de a citi în foc, ca în stelele topite într-o carte. Pentru mulți și azi suntem încă niște furnici înroșite pe un talger de zgură, care stoarcem din miezul sudorii, soare, sărată boabă de visare adâncă, numai fărâma ce-o ducem la gură. Pentru mulți din cei ce nu s-au privit îndeajuns în oglinzile focului și nu i-au îmbrățișat numele ca pe o femeie, de vălmășie suntem, nu scânteie, nu împătimiți într-un neodihna locului. De 10 ani mă ocup, sunt secretar literar al Cenaclului Semenicu și mă ocup de acești tineri care, de fapt, fac schimb între, zic eu, un schimb bun și un schimb care beneficiază de un spate puternic. Cândva Mircea Martin spunea, știi care e secretul gazonului englezesc, într-o discuție foarte liberă pe care am avut-o cu domnia sa. Nu am spus, nu am reușit să răspund imediat. Mi-a spus, secretul este că de câteva sute de ani se însămânțează și se tunde iarba în același stil. Probabil că cei 50 de ani de cenacul literar pe care am sărbătorit anul trecut, cu această ocazie vă reamintesc că Cenaclul Semenicu este, după toate statisticile pe care le-am obținut și informațiile pe care le avem, cel mai vechi cenacul literar din țară. Deci iată că, cumva, metafizic, cei 50 de ani de strădania și mai ales ultima perioadă când cenacul literar Semenicu a fost condus de Gheorghe Jurma, au creat cadrul necesar pentru a țâșni tinerii de după 1989, tineri care sunt prezenți în publicistica literară din țară și din străinătate, tineri care au obținut premii literare. Și eu m-am întrebat de multe ori, de ce orașul cu poeți? O, trebuie să fiu sincer, în 1987, când veneam la Cenaclul Semenicu și pe atunci se ocupa domnul Jurma de coordonarea lui, stăteam în mare parte a ședințelor cam în picioare, pentru că în permanență mesele erau pline, erau discuții foarte, foarte aprinse pe texte și așa mai departe și eu mă gândeam, uite, domnule, zice, sunt atât de mulți poeți încât nu încap în acest cenaclu semenicu și de-aia îi zice orașul cu poeți. Și după aceea au început să se rălească poeții, după ce s-au maturizat.
În mare parte, după Revoluție, au început să se rărească prezențele la cenaclu ale poeților pe care îi cunoșteam noi și să apară alții noi care n-au mai avut, zic eu, șansa de a sta în picioare cum am avut-o eu și de a sta pe scaun și de a se exprima, cum să zic, în felul lor. În încheiere aș dori să recit un poem de-al meu, care nu are titlu. Tot ce am văzut azi, am să-mi amintesc abia mâine. Firimiturile de pâine au rămas neatinse. Mamă, e toamnă și păsările m-au părăsit ca pe un ort pe care îl datorau pământului pentru a se întoarce la ceruri. Cuiburile lor goale plutesc acum pe apă, niște lacustre în care pot să încapă umbrele frunzelor. Mamă, eu doar mă rog și fără ca nimeni să știe, genunchii mei adâncesc piatră. Ți-am sărutat sufletul, vertebră cu vertebră, și din pământ ți-au răsărit aripi galbene, albe de fluture. Închipui cuvinte rostite doar de zborul picăturilor de rouă în vârtejul palmei. Degetele se opresc mereu în locul sfânt, dintre triunghiul de aer și fluturii galbeni. Mi-e frig și nu știu de ce, dintr-o dată focul nu mai încălzește. Pun lemne, lemne uscate pun pe foc, dar focul îngheață cu fiecare lemn pus. Focul meu e rece, focul meu nu e roșu, limbile lui ascuțite sunt verzi, albastre, gri, limbele lui mari, verzi, gri, cresc, cresc și corpul meu pierde din greutate. Și mâinile, atârnate pe brațul candelabrului, două lumânări cu fitilul în jos. Balada celor doi poeți. Veni spre mine din subsol o prea captivă apă în spume de-mi povesti, dar nu-i dau nume, despre o domniță din Tirol. Când timp apuși și acum revin din efemerul altor spații, nimic nu îi intrase în grații, doar un poet din sat vecin. De el atâta se știa, că rătăcea copil pe dealuri, că palmele ca două maluri le apropia și se ruga. Dă-mi, Doamne, prin cuvânt puterea de a făuri în necuvânt din lume cântul cel mai sfânt, prin care să ucid durerea, de a rătăci cu ochiul gol, să nu îndrăznesc să văd în zare cum înspre mine nu răsare pribeag domnița din Tirol. Arar, așa cântând poetul, cuvântul-i greu fu auzit și o iluzie cu încetul umplu cel gol la nesfârșit. Și odată, într-o rătăcire, de pe un deal cu vii și vin, zăritu sau într-o uimire, domnița și un poet doclin. Fug iarăși timp în alte spații, iluzia într-un cânt gemând, s-audă alte generații, frunza de vie lăcrimând. Nu știu povestea mai departe și amintirea n-o mai țin, ci poate vorbe doar deșarte de un alt poet, tot din doctrină.